Doamne, ne-ai făcut niște jalnice efemeride. Între naștere și între moarte nu ne-ai lăsat decât o clipită. Nici n-apuci să numeri bine fericirea până la unul, cât de mult a trecut. Și atunci, Doamne, mă întreb, în această prea scurtă măsură, de unde găsim zile și ani pentru rău, pentru ură? Deși poate lumea vă știe ca un mare actor, ca un profesor, astăzi vă avem în calitate de poet și de psalmist. Maestre Dorel Vișan, bine ați venit la Realitatea Spirituală. Bine v-am găsit. E o perioadă în care ne adresăm mai mult sufletului. Și nu întâmplător am început cu poezia, pentru că poezia este de fapt un limbaj al sufletului, sau ar trebui să fie. E adevărat? Ar trebui să fie, dacă are un alfabet bun. Pentru că cineva dădea o definiție a poetului, un scriitor din Spania, spunea că poetul este un animal de apă care trăiește pe uscat și vrea să zboare. Ei, când dai aceste condiții, atunci poezia este într-adevăr o cântare a sufletului. Dacă nu ai aceste condiții în tine, dacă nu ai aceste intenții frumoase și spirituale și omenești, atunci poezia devine un lucru care nu se poate recita în public. O poezie care nu se poate recita în public, eu nu cred că este poezie. Deci poezia trebuie să aibă o poveste, ca și un roman. Haideți să vorbim despre povestea din spatele poeziilor dumneavoastră, pentru că despre partea artistică, cu siguranță, nu cred că e cineva care să nu fi văzut filmele noastre, să fi crescut în spiritul acestor producții, dar despre poezii poate se știe mai puțin. Și astăzi aș vrea să fiu un regal de poezie. Cum a început ideea? A început cum începe la toată lumea. Era pe vremuri o melodie care spunea așa, că nu e om să nu fi scris o poezie, măcar o dată, doar o dată în viața lui. Fiecare om, și mai ales românul, se crede poet și e bine că se crede poet. Am avut și un alt motiv de a scrie poezie. Aici vorbim de poezie religioasă. E poezie religioasă, dar toată poezia mea are o tentă din asta care merge spre spiritualitate, merge spre zona asta a cunoașterii de sine. Chiar și celelalte poezii care nu se consideră religioase sau mistice. Poate că am început și pentru faptul că toată viața mea am spus cuvintele altora ca actor. E adevărat, cuvinte superbe, minunate, deosebite. Toți aceia la care le-am luat cuvintele, toți erau gânditori mari, erau inspirați mari, erau, începând cu toată pleiada renașterii și a marilor scriitori ai lumii și ai noștri, și bineînțeles în care îl încadrăm și pe Eminescu, Caragiale, Blaga și marii noștri dramaturgi mai trecuți, mai prezenți, Dumitru Radu Popescu, Mazilu și atâția alții. Mi-ar trebui mult timp să le spun în numele tuturor. Mi-au pus în gură, cum zicem noi artiștii, vorbe frumoase.
Ei, și la un moment dat am spus, ce-ar fi să folosesc și vorbele mele, sigur, care au fost marcate de aceste vorbe frumoase pe care le-am spus, în rolurile pe care le-am interpretat, în destinele pe care am încercat să le recreez, că asta este vorba mea. Un actor nu trebuie să facă roluri, ci trebuie să recreeze destine. Ei, și am, de exemplu, o poezie care am început-o odată și am terminat-o peste 30 de ani. O poezie care se numește Papagalul Moșu cel Roșu. Și prima parte am scris-o cu mulți ani în urmă. Nici nu mă gândeam să scriu poezii. Și suna așa. Acum 5.000 de ani, pe vremea lui Platon și a lui Eschil, eram copil. Și m-a trimis mama în grădină să caut ceapă și ai. Dar vai, n-am găsit ai, dar am găsit un papagal fenomenal. Și pentru că era roșu, i-am pus numele Moșu. Asta a fost poezia care am început-o și peste 30 de ani am continuat-o așa. Și papagalul Moșu cel Roșu stătea pe umerii mei de copil și îmi vorbea de destin. Eu, fiind cel mai mic între frați, eram în casă slugă și fată. Și mama m-a pus la covată să păzez laptele și oala și să întorc înapoi plămădeala. Și uite așa, de 5.000 de ani, de pe vremea lui Platon și a lui Eschil, eu am rămas copil și zilnic păzesc laptele și oala și întorc înapoi plămădeala. Acest arc în timp, arc poetic, își găsește rezonanță în lumea de astăzi? Da, noi veșnic întoarcem plămădeala. Asta a fost inspirația mea în partea a doua a poeziei, că aici este importantă. În acest cerc în care se mișcă omul, în acest cerc al vieții, în care trebuie să înfrunte contrariile care se nasc în jurul lui, dar în același timp trebuie să se și armonizeze. Și plămădeala asta, care la țară atunci se făcea pâine în casă, care când dospea, sărea peste covată și curgea, trebuia împinsă înapoi, în covată. Ei, așa își împinge omul propria lui existență și o împinge înapoi, în covată, trecând prin programul lui, pentru că omul se naște cu un program hrăzit de Creator. Ca și orice mașină. Mașina a luat de la om, nu omul de la mașină. Cu un program care trebuie respectat. Dacă acest program de viață nu se respectă, se întâmplă niște schimbări în psihicul omului. Plămădeala curge pe lângă covată și nu mai știe să o stăpânească. Dacă vrei, o să-ți spun cum este structurat acest program, pentru că el a fost studiat de Jung, de marele psihiatru și psihanalist, cel mai mare al lumii, alături de Dostoevski și de Freud, bineînțeles. Și acest program al omului cu care se naște și pe care trebuie să-l urmeze este influențat de legile naturii odată, pe care trebuie să le respecte omul, odată de relația lui cu Dumnezeu, a doua oară de relația cu legile naturii,
care sunt legile jocului și pe care omul trebuie să le învețe și să trăiască cu ele în armonie. După credința mea, asta se numește educație. Educație se numește a studia, a cunoaște legile naturii și a le practica trăind cu ele în armonie. Pentru că ele pentru asta au fost lăsate, ca să țină armonia universului. În momentul când se calcă aceste legi, în spatele lor nu este decât durere, suferință, păcat și moarte. Așa se explică de ce ați afirmat la un moment dat că ora de religie este indispensabilă pentru educația și formarea unui tânăr, a unui copil? Da, educația religioasă nu numai că este sănătoasă, dar este obligatorie. Deci omul, ca ființă rațională și morală, așa a fost creat, el este obligat să creadă în Dumnezeu. Dar această obligație poate să nu și-o facă. Dumnezeu nu-l obligă. Dumnezeu nu este ceva exterior care să-l oblige pe om să creadă în el. Nu. Credința este o lucrare liberă între om și divinitate, care se bazează pe voința omului. Toate acțiunile noastre țin de voință. Și toată viața noastră morală ține de păcat. Și atunci omul, ca să creadă în Dumnezeu, trebuie să-i funcționeze voința, deci să vrea să creadă. Adică să-și activeze libertatea. Să-și activeze libertatea. Dumnezeu nu-l obligă, numai că omul, dacă nu crede în Dumnezeu, își pierde demnitatea morală. Și în lume, exemplele sunt nesfârșite, câți oameni și-au pierdut demnitatea morală. Să vorbim de libertatea omului din ziua de astăzi? Da, vorbim de libertatea omului dintotdeauna. Aici a fost marea înțelepciune care numai Dumnezeu putea să o aibă. Numai cineva deasupra noastră. Eu am cunoscut un mare savant al lumii care a lucrat la codul celulei umane și care, după ce a descoperit câtă informație și ce perfecțiune este în celula umană, în celula vieții, a spus: cred că este Dumnezeu. Nu putea omul să creeze o asemenea perfecțiune. Și în momentul când Dumnezeu l-a creat pe om, atunci i-a dat și libertatea, cu care, cum vorbeam puțin înainte de misiune, nici astăzi nu știe ce să facă. Pentru că libertatea pentru omul corupt și pentru omul ignorant, libertatea devine un blestem. Libertatea, așa strâns, o definiție cea mai strânsă ar fi că ești liber să știi că nu ești liber. Este un mic paradox, dar asta e libertatea. Dostoievski, marele spiritolog al lumii, cel mai mare spiritolog al lumii, cel mai mare sondor în sufletul omului și în spiritul lui și în relația dintre om și Dumnezeu și în relația dintre om și om, spunea că dacă libertatea nu este îngrădită din toate părțile, intră într-un proces de degradare și se transformă în inversul ei, în lipsa de libertate, în haos și în sclavie. Deci libertatea este lucru care te face cel mai repede sclav. De aceea Sfântul Augustin a spus: înrobește-mă, Doamne, ca să pot să fiu liber. Deci în robia lui Dumnezeu, abia atunci ești liber. Pentru că prin credință, credința este facultatea omului de a primi revelația divină.
Dacă nu ai credință, nu poți primi această revelație. Iar Dumnezeu s-a revelat omului cu foarte multă economie, pentru că îl știe cine este omul. Acum ne preocupă mai mult banul și averea și alte lucruri, lucrurile materiale, dar nu înțelegem că această viață pe care eu cred că o numim greșit viață, pentru că în momentul când începe viul, în momentul acela, de fapt, începe calea spre moarte, nu spre viață. La popoarele primitive, și nu numai la popoarele civilizate, la mesopotamieni și la egipteni și la babilonieni și la greci, nașterea se numea separație. Deci te separi din oceanul infinit al energiei divine. Și moartea se numea amestec. Revii înapoi. Filozoful Platon spune la un moment dat că dacă n-ar exista contrariile care să se împace și să creeze, să trăiască ca într-un cerc, și dacă viața nu s-ar întoarce înapoi și ar fi continuă, toate lucrurile ar deveni uniforme și nașterea n-ar mai avea rost, dacă toate lucrurile ar fi uniforme. Deci încă de atunci îi preocupa pe oameni această relație dintre viață și moarte. Pentru acest motiv, probabil, că acum 2000 de ani a existat momentul întrupării. Tocmai pentru a da un sens morții. Am vrut să ajung într-un fel aici așa, pentru că Platon a fost un mare filozof și un mare înțelept. Și problema învierii, problema vieții, în Noul Testament, de exemplu, se vorbește mai mult despre viață. Se repete foarte mult cuvântul viață. De exemplu, la Sfântul Ioan Evanghelistul, în momentul când spune cele 7 expresii eu sunt, eu sunt, eu sunt, de 7 ori, de 4 ori e cuvântul viață. Odată spune eu sunt pâinea vieții, eu sunt învierea vieții, eu sunt lumina vieții și eu sunt calea, adevărul și viața. Toate vorbind de Hristos. Da. Părintele Stăniloae a preluat acest lucru și a spus că viața noastră ar trebui să fie cadrul vieții lui Iisus, plecând de la cuvântul lui Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu va ajunge la Tatăl meu decât prin mine. Asta înseamnă că aceasta este calea spre Dumnezeu, a suferinței. Poate din această suferință la un moment dat se naște și poezia și tot din, da, din suferință se nasc și psalmii. Și îmi permit să vă încadrez într-o categorie selectă a psalmiștilor, pentru că de la regele David, în spațiu românesc mai avem un Tudor Arghezi, mai avem un Vasile Voiculescu și iată, acum avem și psalmii lui Dorel Vișan. Sunt mai mulți. Mai sunt care au scris. Psalmii, în general, sunt un mijloc de comunicare cu Dumnezeu, dar un mijloc de comunicare care pornește dintr-o stare de tensiune de multe ori, dintr-o stare de cădere, dintr-o stare de suferință. Nu sunt neapărat concluzii, ci mai degrabă căutări. Putem face o legătură între psalmii lui David de acum aproape 3000 de ani și contextul politic de atunci cu psalmii pe care i-ați scris în acest context actual al României de azi? E același context, cred că. Nu s-a schimbat mare lucru. Noi, oamenii, în general, dezvoltăm ceva ce a fost dintotdeauna. Aici este marea înțelepciune divină.
Salmii, sigur, atunci se scriau și ca o cântare. Ei se cântau, în general, se cântau la flaut psalmii și se spuneau și cuvintele. Eu am scris psalmi dintr-o pornire de nu a, de să nu fiu ca ceilalți poeți care scriu poezie modernă, pentru că am o oarecare reținere față de poezia modernă. Nu numai de poezie, de scriptura modernă în general. Metaforic vorbim. Da, da, care nu mai are profunzimea și nu se inspiră și nu se naște de acolo de unde este rădăcina adevărului vieții. Psalmii pe care dumneavoastră i-ați scris în lumea de astăzi pot părea niște scrieri anacronice și cu toate astea sunt perfect ancorați în realitate. Poezie, am o poezie care se numește așa, în apărarea poetului, manifest în apărarea poetului, în care spune că nu știm că în lume se întâmplă lucruri anacronice. Și într-adevăr se întâmplă lucruri anacronice, pentru că, așa cum spuneam, prelucrăm în continuu ceva ce a fost din totdeauna. Și atunci uneori ni se pare anacronic, dar esența este aceeași. Relația aceasta cu Dumnezeu prin psalmi este cea mai simplă formă de apropiere de Dumnezeu. Asta am moștenit-o de la mine din sat. La mine în sat, am spus treaba asta și se pare că s-a și răspândit, Dumnezeu făcea parte din familie. Deci Dumnezeu era un membru al familiei. Așa îl înțelegeau oamenii. Pentru că oamenii acolo, ca să ducă viața în cârcă, munceau foarte greu. Și ei depindeau de natură. Depindeau de voința lui Dumnezeu, ziceau ei. Munceau 3 luni de zile și venea o gheață și nu mai duceau nimic acasă. Și atunci ei se simțeau obligați să intre în relație cu Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să facă niște mici excepții cu legile Lui și să dea ploaie când trebuie, să dea soare când trebuie și să dea starea aceea de bine și de fericire și de simplitate care o avea țăranul. Eu mă mir cum în atâția ani, într-un jumătate de secol, aceste lucruri au dispărut aproape total. Aproape total. Am făcut un spectacol pentru sărbătorile pascale la Vaslui. L-am făcut în mai multe orașe, cu Mariana Angel și cu Ionuț Fulea. Foarte frumos. Și foarte bine primit de oameni. Încă o dată m-am lămurit, dacă mai era nevoie, de faptul câtă nevoie are omul să se reapropie de sufletul lui. Ei, și acolo, după spectacol care a fost într-o biserică foarte frumoasă, tixită de oameni, am stat cu părintele și îmi povestea cum se ruga un om la Sfântul Gheorghe. Am spus că este superbă. Am și scris 2 poezii, 2 psalmi după această întâmplare. Că el spune așa: măi, Gheorghe, măi, sper că-ți mă aduci aminte mine, măi, eu sunt Petre Avădane. Măi, Gheorghe, nu mă simțesc bine, măi, și nu-mi pot face lucru. Băi, ai grijă de mine, și nici muierea nu se simțește bine. Ai grijă de noi, dar nu lăsa de azi pe mâine. Măi, Petre Avădane, dacă ai ținut minte, ajută-mă, măi, Gheorghe, măi. Uite, așa se ruga la Sfântul Gheorghe. Așa se rugau și la noi, țăranii, la Dumnezeu. Eu am un eseu în cartea mea, Cine îi păzește pe paznici, un eseu, Fonoteca de Aur, în care vorbim despre un uncul meu care așa se ruga.
se ruga și oprea rugăciunea, spunea ce trebuie făcut, o lua mai departe, îi spunea la celălalt. Și așa era această relație, fără probleme, cum să spun, metafizice, fără întrebări. Omul nu își punea întrebarea, în intuiția lui simplă, țăranul încă mai păstra starea divină care a avut-o omul odată. Pentru că omul și după ce a încălcat porunca divină, după ce și-a știrbit asemănarea cu Dumnezeu, a rămas în el încă rădăcina divină. Ei, obiceiurile, miturile, limba comunității, poveștile, tradițiile, toate astea aveau o influență extraordinară a menținerii acestei stări de dumnezeire și acestei stări de umanitate și de omenie. La noi așa se spunea, mergem pe omenie. Deci, așa, acum s-a transformat cuvântul, din cuvântul omenie, a apărut cuvântul omenește. Nu e același lucru. Lumea de astăzi zice, vreau să trăiesc omenește. Am o viață scurtă, vreau să trăiesc omenește. Aici greșește. Tata, de exemplu, ne citea Evanghelia iarna. Tata a fost brigadier silvic, avea un sector foarte mare, două plase, mergeau aproape tot timpul pe teren și iarna, când mai stătea pe acasă, ne citea în fiecare seară Evanghelia ca o carte de înțelepciune, nu ca o carte sfântă, ca o carte de înțelepciune, cu povești despre sfinți, despre faptele apostolilor, despre viața lui Iisus, suferința lui Iisus. Și toate astea au avut o influență extraordinară asupra mea mai târziu. Am rămas cu această stare, cu această relație inconștientă. Pentru că, în ultimă instanță, relația cu Dumnezeu este ca și îndrăgostitul inconștient. Când o fată se îndrăgostește de un băiat sau un băiat de o fată, că asta e tot o dumnezeire, cea mai frumoasă dragoste este atunci când este inconștientă. Când nu știi de ce te-ai îndrăgostit. Dar nu mai poți fără ăla. Sau fără aia. Asta este, Jung o explică extraordinar, asta este căutarea sufletului pereche, anima pentru băieți și animus pentru fete. Asta se făcea la țară. Prin jocurile care se făceau duminica, acolo tinerii foloseau acest cuvânt urât, care pentru mine e urât, socializare. Socializarea este un cuvânt modern urât. Mai bine spui, se cunoșteau, se împrieteneau, se înțelegeau. Asta este socializarea. Și la copii am băgat aceleași cuvinte mizerabile. Cum scria pe vremuri, pe diplome, ce frumos scria. Diplomă pentru învățătură și purtare foarte bună. Acum scrie pentru competențe. Păi ce e aia competență la un copil din clasa 6-a? Competența este la un maestru care a terminat școala de maestri sau la un inginer sau la un inginer sau la un doctor sau la un filosof. Atunci ajunge la o competență. Dar în școală nu poți avea competență. În școală poți avea o spoială de învățătură, cultură generală, care ți-o predau dascălii, profesorii și care pe urmă în viață ți-o dezvolți. Asta face din programul ăla de care spuneam. Și tradițiile, la fel. În momentul când fata se despărțea de părinți, prin cântecele alea frumoase, rămâneți sănătoși, se despărțea de grădina de flori și, dom'le, era o stare, cum să spun, mistică, o stare tainică și căsătoriile durau toată viața. Acum se căsătoresc, 3 luni se ceartă,
Și dacă nu se despar, se suportă o viață întreagă. Deci, obiceiurile, tradițiile, astea erau fundamentale. Și Mircea Eliade le dă un capitol special și o carte specială a scris pentru mituri și pentru că acestea erau lucruri exemplare. Din acestea se lua exemplu. Eu am spus și eu, apropo de predarea religiei în școli, am spus să se predea religia în formă catehetică, în formă cum a fost odată, după viețile sfinților. Pentru că chiar și slujitorii bisericilor și a bisericii, că una este, au mai părăsit anumite lucruri sau au mai devenit și ei mai lumești, ca să zic așa, dar viețile sfinților, exemplele sfinților, exemplul vieții fundamentale a lui Iisus, care este, cum să spun, fundamentul existenței, toate astea trebuie să se predea sub formă de poveste. Copilul nici să nu știe când o îngurgitează, nu mai se rămână în sufletul lui. Dacă se predă în formă dogmatică, religia nu are nici o valoare. Ați atins niște puncte esențiale pe care societatea de astăzi le poate pune sub semnul întrebării. Ați vorbit de tradiție, ați vorbit de relația omului cu Dumnezeu, ați vorbit despre suflet în raport cu divinitatea și în raport cu el însuși, vorbind de poezie. Trăim totuși într-o lume a modernității, o lume care pare că s-a debarasat de tot ceea ce înseamnă suflet și spiritualitate. În acest context, cum reușim să mai articulăm tradiția cu modernitatea și de ce nu cu viitorul? Cu ani în urmă, un francez, Alain Fourmier, cred că bine zic, a scris o carte, Cărarea pierdută, în care dezvolta exact această credință că omul a pierdut cărarea. Iar Oswald Spengler foarte mult s-a preocupat de diferențele care se creează și de schimbarea sufletului omenesc în perioadele de înflorire a culturii și în perioadele de înflorire a civilizației. Că înflorirea civilizației este altceva. În perioadele de civilizație, cum spunem noi că trăim astăzi, cultura este decadentă. Cultura cade. În momentul când omul se preocupă de mașină și de ceea ce face tehnic, în momentul acela se încalcă o lege fundamentală a lui Dumnezeu și a naturii, legea compensației. Mulți înțelepți au spus că în momentul când se umflă ceva într-o parte, se desumflă în cealaltă parte. Asta este o lege fundamentală, despre ea a vorbit și Aristotel. Ei, în perioadele acestea de mare dezvoltare tehnică, cum trăim noi, Spengler spunea că spre deosebire de vremurile când cultura este la putere, cum au fost perioade întregi în care cultura era la mare înălțime, în momentul acela perspectiva omului este de pasăre cântătoare. În momentul când civilizația este la putere, perspectiva omului este de broască, cu univers închis și josnic. Sunt exact cuvintele lui Spengler. Un univers închis și josnic. Această dezvoltare, această umflare
în zona tehnicii și a științei face să se dezumfle partea spiritului. Deci, prin ceea ce dă la iveală știința și imaginația omului, omul își ușurează viața. Deci, astea nu sunt de aruncat. Nu poți să arunci tot ce ai, pentru că în medicină, de exemplu, au făcut niște, cum să spun, am auzit odată o conferință de la Institutul de Medicină Nucleară de la Paris, spunea că în ultimii 50 de ani s-au făcut descoperiri în medicină cât nu s-au făcut în 400 de ani. Deci s-au făcut niște descoperiri extraordinare, care sunt folositoare, dar care îi micșorează omului felul de a gândi. Deci omul nu mai este prezent cu toată ființa în gândirea lui. El merge cu gândirea numai până la nivelul senzațiilor. Și nu merge până la nivelul percepției cu gândirea, acolo unde este zona divină. Nu merge până la nivelul percepției, pentru că mașina îl înrobește pe om. Dar dacă ne uităm astăzi ce a făcut telefonul din om, deja telefonul devine un lucru imoral. Kazuo Murakami spunea așa, că există în lume o lege a înfrânării, până unde să te duci, chiar cu știința. N-avem timp, că sunt foarte multe lucruri de discutat, ca să explic ce vrea el să spună. Pentru că el spune că, de exemplu, producțiile extraordinare care se fac astăzi, de exemplu, la roșii, nu este un lucru bun. Pentru că se folosesc prea multe elemente chimice. Se folosesc prea multe îngrășăminte chimice. Ori Dumnezeu a dat ca roșia să fie pusă în pământ să facă 40 de gogonele. Nu cât faci, știți cât face o roșie crescută hidroponic? Cât produce? 12.000 de gogonele. Roșia aceea are rădăcina în apă și tulpina crește până la 12 metri. Și face... Păi de unde vin tirurile? Dacă semeni roșiile în câmp, abia faci o camionetă dintr-un hectar. Deci Dumnezeu a rânduit ca lucrurile să aibă o limită. Noi, oamenii moderni, depășim limita, dar nu în favorul nostru, în defavorul nostru. Spunea Solovyov, care este unul din cei mai mari filozofi ai religiei, că această îndepărtare de Dumnezeu îl face pe om să nu mai fie nimic. Deci nu este în favorul nostru nu aceste descoperiri extraordinare decât până la un loc. În momentul când ele depășesc legea compensației, în acel moment ele devin periculoase. Da, vedeți, numărul populației este tot mai mare. Lumea are nevoie pe undeva de resurse alimentare. Asta e o problemă foarte complicată, adică foarte sensibilă, nu complicată, dar asta e o problemă sensibilă cu creșterea populației și cu creșterea producției, pentru că producția nu este crescută pentru ca să mănânce oamenii. Producția este făcută ca să câștige cei care produc. Pentru că aceste produse care sunt făcute numai cu substanțe nutritive de proveniență chimică, sunt o formă de sinucidere. Asta spunea Solovyov. Viața noastră este o crimă continuă. Tot ce mâncăm, omorâm. Dar în același timp, ne și sinucidem acceptând să mâncăm aceste lucruri pentru care omul, nemai avându-L pe Dumnezeu lângă el, nu mai are responsabilitatea ceea ce face.
Omul din zilele noastre nu-l interesează ce se întâmplă cu dumneata după ce iei medicamentul care ți l-a prescris. N-ați văzut ce șmecherie când zic așa, citiți cu atenție prospectul. Ei, acel prospect cu 50 de ani în urmă nu existau prospecte. Era o indicație cum să iei ăla de două ori pe zi sau de trei ori. Acum sunt prospecte făcute cu case mari de avocatură pentru ca să poată omul să primească partea rea a medicamentului. Formele acelea de care ei vorbesc în 6 pagini de prospect. Am citit pentru un medicament care scrie așa: acest medicament poate să producă infart. În momentul ăla eu l-am și aruncat la coș, acel, așa, nici nu l-am despachetat. Și am întrebat pe un doctor: domnule profesor, de ce se dă acest medicament dacă poate produce infarct? Hai, domnule, la 10.000 de oameni. Deci ați citit prospectul? Am citit. Deci la cât scrie că? La 10.000 de oameni infarct. Și dacă eu sunt al 10.000-lea? Deci dacă un om din 10.000 face infart, medicamentul ăla are o problemă. Știința, cei care îl fac, trebuie să studieze cu mai multă atenție efectele secundare. Ca să nu mai aibă acel efect. Sigur că toate medicamentele au efecte secundare. Dar unele au mai mici, altele au mai mari. Altele au atât de mari încât e mai rău să le iei. Pentru că asta am spus, omul modern, că de aici a venit problema. Omul modern, am fost odată la un festival de teatru, îți găsesc de la, dar în legătură, la un festival de teatru în Rusia, era sub oblăduirea Preafericitului Kiril, care a fost la noi acum nu de mult. Și Preafericitul Kiril a spus următorul lucru, că artistul trebuie să aibă răspunderea cuvântului pe care îl rostește și a chipului pe care îl înfățișează. Același lucru trebuie să aibă și omul de știință. Trebuie să aibă răspunderea lucrului pe care l-a descoperit. Dar el, ca să-și acopere răspunderea, îți dă să citești 6 pagini. Aici este problema. Deci omul modern nu mai are răspunderea a ceea ce face și nu mai are nici răspunderea cuvântului. Uitați-vă la parlamente, la... Astăzi spune una, a avut dreptate Eminescu, ci un secol ne zice, ceilalți o dezic. Nu? Poate că în contextul ăsta ar fi bine să vorbim de, nu doar de obligativitate, așa cum se prescrie într-o lege a vaccinării, ci să vorbim și de responsabilitate, dar pentru că omul nu se hrănește doar cu materie, ci și cu suflet, vă invit să ne mai rostiți un pic din versurile. Așa când vorbesc, așa și vorbesc mai mult decât trebuie, poate că... Eu mă spun cu sinceritate credința mea. Am o poezie care se numește Doamne, pentru ce mi-ai pus pe buze cuvinte, care este tot din ordinul poeziilor de suflet. Doamne, pentru ce mi-ai pus pe buze cuvinte și mă lipsești de singurătatea inimii mele? Și pentru ce mă faci cârdaș vorbareților să împart cu ei cupa plăcerii, dacă știi că mă simt fericit în lumea tăcerii? Doamne, gândurile mele sunt vulturi înălțimilor și ai pleșuvelor stânci, pescăruși huzurind pe întinderea fără țărmă a apei adânci. Am prins una din aceste păsări rebele și am închis-o într-o colivie de platină făcută din cuvintele mele. În cupe de aur
i-am pus mâncare în destulătoare și în vase de argint, apă curată de izvoare. Și i-am adus toate semințele livezilor și viei în cuvintele coliviei. Și pasărea gândului meu și-a întins aripile să zboare. O splendoare, ocnaș cu cătușe în mina de sare. Și în zbaterea ei, din colivia cuvântului, s-au risipit toate bunătățile pământului. Și uite așa, Doamne, mă lași fără paznic la limbă, evadat din tăcerea singurătății, păsărar temnicer fără minte, să închid păsări cu ochii de dor în colivii de cuvinte. Și cuvântul s-a făcut trup. Da. Ne aflăm într-una din cele mai frumoase perioade ale anului, perioada care vorbește de nașterea Domnului, vorbește de Crăciun. Și discutam înainte de emisiune despre ceea ce însemna odinioară Crăciunul, ce înseamnă astăzi Crăciunul, diferențe. Ce este Crăciunul? Ce era odată? Crăciunul a suferit aceleași modificări ca și lumea modernă. O mare degradare. Deci omul căzut odată prin puterea păcatului, prin încălcarea poruncii dumnezeiești, cade mereu și a căzut continuu, tot mai mult, într-un proces de despiritualizare, intrând într-un proces de materializare, deci de îndepărtare de Dumnezeu. Din când în când în lume, Dumnezeu, când a observat că lumea este spre prăbușire, așa cum este astăzi, a oprit aceste lucruri. Înțelepții vorbesc despre cartea lui Enoch, care se spune că a fost jet, un fragment care nu este în Evanghelie, care este genial după credința mea. Spune așa: Dumnezeu a făcut cerul și pământul și toate cele ce se văd și nu se văd. Lucrarea lui Dumnezeu este atât de mare încât omul nu poate să-i pătrundă tainele și să-i cuprindă marginile. Și totuși, toată această lucrare a lui Dumnezeu o găsești într-o boabă de rouă pe o floare dimineața sau în mirosul fânului cosit de vară. Este genială explicația ce înseamnă divinitate. O găsești peste tot. De altfel, foarte multe religii propovăduiesc rămânerea omului în relație cu natura și cu legile pe care le-a lăsat Dumnezeu, despre care am mai vorbit. Pentru că omul modern stă ca un străin în fața naturii. Dar el este natură. El nu e înrudit cu natura. El este aceeași ființă. Deci celula vieții este aceeași și la garofiță, și la elefant, și la păduche, și la om, și la broască. Aceeași, cu foarte mici diferențe la regnul vegetal. Nu există un risc al panteismului aici? Nu. Nu. Este tot puterea lui Dumnezeu. Ea este aceeași peste tot, pentru că Dumnezeu a făcut totul și a făcut cu o inteligență extraordinară. Numai corpul uman, cât este de complicat,
un singur element dacă lipsește, calciu. Omul cade lângă vană, în baie. A fost un... Este un savant australian care a primit premiul Nobel făcând o lucrare că omul se hrănește cu praf de stele. Sigur, asta este oarecum așa metaforic. El spunea că meteoriții care se lovesc în cădere se face un praf care cade pe pământ. Praful ăla îl prind plantele în... Deci îl încorporează plantele. Și acolo sunt mineralele și metalele de care noi avem nevoie. Mâncând plantele, noi luăm respectiva substanță a vieții. Ei, solariile nu mai dau voie plantelor să încorporeze acel praf de stele. Pentru că acela curge pe lângă solar. Să văd aici o metaforă a ceea ce însemna Crăciun odinioară și ceea ce însemnează da, astăzi. Da, acum vin la Crăciun. Deci spuneam că sărbătoarea Crăciunului s-a degradat exact cât s-a degradat lumea și cât s-a degradat relația cu Dumnezeu. Mai mult de jumătate din Europa, s-a descreștinizat. Așa, mai sunt care țin în frâu treaba asta, dar cred că de asta a venit și prea fericitul din Rusia aici, că la noi, într-adevăr, se mai ține biserica noastră, are multă acțiune în zona asta de a menține relația cu Dumnezeu, dar sunt și foarte mult contre, pentru că asta nu trebuie lăsată numai pe seama bisericii. Deci, spiritualizarea omului, moralizarea vieții omului, dacă o lași pe seama bisericii, ea va fi parțială. Toate instituțiile statului, de la școală, de la grădiniță, organizațiile de tineret, partidele, guvernul și toate până la președinție, toate trebuie să fie cuprinse în acest plan de spiritualizare a neamului. Dacă vrem să fie. Dacă nu, îl acceptăm așa cum e. Adică nu e. E zero. Ei, nefăcându-se aceste lucruri, simbolismul cristic și simbolul sărbătorii Crăciunului și a Paștelui s-a degradat. Când eram eu copil, Crăciunul era o sărbătoare de un mister pe care nici astăzi nu mi-l pot explica și astăzi este în sufletul meu când vine Crăciunul. Eu îl simt, dar nu mi-l pot manifesta, că n-am față de cine. Nu mai înțelege nimeni ce e Crăciunul. Dom'le, la noi era de o frumusețe. În primul rând, colindele, pomul se făcea numai în ajun. Pomul de Crăciun. În ajunul lunii decembrie? În ajunul de Crăciun? Nu în ajunul 24, postului. 25. În ajun, deci în 24, în ziua de 24. Vă întreb pentru că molurile da. Au dat drumul la brazi încă din noiembrie. În iunie. Deci pomul de iarnă se împodobea în data de 24 și ținea până la anul nou. La anul nou se desfăcea. Colindele se învățau cu maximum 3 săptămâni înainte de Crăciun. Se repetau, se adunau copiii, pentru că copiii, erau mulți copii atunci în sat. Acum nu-i niciunul. Nu mai e niciun copil în sat la noi. Păi nici sate nu mai avem. Nici sat, e mai sunt niște bătrâni acolo. Deci, copiii se adunau în cete. Începeau cei mai mici, care aveau o colindă. Pomni, pomnișorii mei, aplicați-vă de vârstă, culegi vreo două flori de sfintele sărbători. Și cuvintele erau superbe. Ei, copiii aceștia mici nu erau chiar mult stare. Erau, să zic, vreo
vreo 30. Sau mergeau toți, sau se împărțeau în două grupe. Aveau aceeași colindă, nu una singură. Asta era copilor mici, până pe la 6, 7 ani, 8 poate. Ei, și ei mergeau din casă în casă. Dacă la o casă nu au mers, oamenii ăia se supărau. Adică, domnule, la noi de ce n-au venit? Deci, colindatul familiei se considera ceva care făcea parte din acest program misterios. Și astăzi au interfoane la uși. Aia cu... am vânat un iepuraș. Așa. Copiii ăștia terminau așa pe la prânz, că ei începeau dimineața. Pe la prânz terminau. Deci asta în 24 dimineața. Chiar le prindeau pe femei, că încă mai scoteau pâinea din cuptor, încă nu era gata, mâncarea, nu știu ce. Dar aveau pregătiți colăcei și un colăcel din ăla de grâu atunci era, nu știu cu ce să-l compar astăzi. Pentru că oamenii erau săraci și majoritatea mâncau mălai și nu pâine. Făceau pâine din mălai, din făină de mălai, din mălai. Și dacă primeai un colăcel din ăla, din grâu, pentru ei săraci era o nebunie, dar pentru oricine. Li se dădea mere, nuci, colăcei și pe urmă la cei mai mari se dădea și bani. Ăștia terminau pe la prânz. Începeau cei mai mărișori, de pe la 8 ani în sus până pe la 12, așa, așa, care era al doilea rând de colindători, tot așa din casă în casă. Pe urmă venea turca, aia care se joacă la noi, se face, care era... Dumne, așa stăteau copiii pe lângă mamele lor când venea turca, era ceva... Era un mister, domnule, acum nu mai e nimic mister, că așa am vrut. Am făcut Consiliul Elevilor. Și în momentul când am făcut Consiliul Elevilor, s-a dus dracului școala. Pentru că școala are un regim academic. Profesorii fac planul de școală. Nici părinții, nici elevii. Profesorii. Părinții trebuie să vină să ajute școala. Și elevii să învețe. Asta e ordinea școlară. Și eu-s dascăl de toate gradele. Dar asta e ordinea școlară. Așa aș fi făcut școală. Fără Consiliul Elevilor. Dar dacă vreau să discutăm o dată și asta. Așa. Venea turca, care tot așa din casă în casă ea primeau bani. Și știu că îi punea banii pe masă și aia trebuia să ia cu cioia. Era o poveste întreagă. Și mai era Viflaimul, unde se juca nașterea lui Iisus. Cu păpuși. Teatru de păpuși. Erau de o frumusețe, mai ales pentru copii. Și de-o, dar numai în seara de Crăciun. Din seara de Crăciun, să-ți termin povestea. Pe urmă veneau cei tineri, 18-20 de ani, așa, 16-20 de ani, care împreună cu fetele, băieții cu fetele, și colindau colinde frumoase, extraordinare. Și de-aia spun, colindele se repetau înainte de Crăciun, și nu se mai cântau după seara de Crăciun niciodată. Spunea că dacă colinți după seara de Crăciun, îți crezi buboaie pe fund. Deci, să nu omoare taina, să nu omoare misterul. Ăsta era misterul nașterii lui Iisus. Că și nașterea a fost de ocară, nu numai moartea. S-a născut într-un staul, la căldura vitelor. Deci, pilda lui Iisus este o pildă fundamentală. De asta trebuie amintită în fiecare an. Ei, prin aceste obiceiuri atât de superbe, porneau bătrânii spre dimineață, toți așteptau colindătorii până pe la ora 2-3 dimineața. Nu te culca nimeni. Așteptau colindătorii, unii dau și mâncare,
că veneau, erau prieteni de familie și pe urmă porneau bătrânii. La bătrânii nu mergeau numai la două, trei case și ei făceau niște chefuri și deja scoteau sarmoalele și era o grozăvie. Ei, lucrurile astea nu se mai fac. S-a degradat total, total. Acum și la Cluj mai umblă niște grupuri de copii din ăștia, din, cum să zic, din minoritari. Cu ocazia lansării ultimului dumneavoastră volum, Sunt pradă în voia vremii, Doamne, ați făcut o afirmație interesantă pe care nu am putut să nu să nu meditez mai intens la ea. Ați spus că poporul român ar trebui respiritualizat, recreștinat, și este un paradox pentru mine, pentru că suntem un popor creștin cu un botez apostolic de la chiar Sfântul Apostol Andrei. Noi ne zicem creștini. Ne zicem creștini și mergem chiar și la biserică. Și venim de la biserică fără să fim pătrunși de ce s-a spus acolo întotdeauna. De asta spuneam odată, am vorbit cu un față mare bisericească și spuneam că ar trebui organizată Sfânta Liturghie să fie mai concentrată puțin și să se dea mai mult spațiu cuvântului de învățătură, pentru ca să se explice anumite lucruri oamenilor. Cateheza. Da, cateheza, ca să meargă oamenii de acolo cu un gând. Pentru că slujbele sunt cântate, sunt nu întotdeauna omul înțelege sensurile cuvintelor care se spun acolo. Dar din cuvântul de învățătură, oricine poate să înțeleagă și lumea este atentă la cuvintele de învățătură, la cuvintele de la predici, cum spun eu. Ei, aceste lucruri, vedeți că nici Crăciunul, nici la biserică nu se mai sărbătorește, cum v-am spus eu. Ăsta era o formă de reîmprospătare a sufletului omului, o formă de readucere în memorie a lui Isus, a întregii povești a lui Isus. Dacă Isus nu este mereu reactualizat în sufletul omului, rămâne o poveste. Rămâne o poveste care poți să o spui ca despre bătălia de la Codrii Cosminului. Nu are asupra omului, sufletul, nicio influență. El trebuie mereu actualizat. Și cum se poate actualiza relația cu Dumnezeu? Numai prin mister. Sau prin conștiință. Dacă să ajungem la conștiință, e un pic mai complicat. Nu de puține ori, în declarațiile pe care le-ați oferit, ați spus că media, televiziunea în principal, joacă un rol important în transmiterea anumitor mesaje, și ați făcut o afirmație, anume telenovelizarea societății românești. Și fără ca telenovela să fie ceva rău. Și da, telenovela e un gen de care poate fi uzitat până la un loc. De-aia spuneam că se încalcă legile divine, poruncile dumnezeiești. Așa cum se încalcă o poruncă fundamentală. Dumnezeu a făcut bărbați și femeie și le-a spus: creșteți și vă mulțiți și ocupați pământul. Stăpâniți pământul. Familia este un sistem cosmic.
Familia nu e o unire între noi care vin și fac nunți cu milioane de euro și nu știu, până peste 3 luni se despart. Aia nu e familie, aia este un legământ mincinos. Familia este un sistem cosmic, pentru că femeia îl conține pe bărbat și bărbatul conține femeia. Este foarte curios că dacă înțelegem această energie divină care conduce pământul ca două energii contradictorii, și așa este, care una care vine din pământ și una care vine din cer, pentru că așa spune la Geneza acolo. Dar deodată un punct se mișcă, cel din tâi și singur, iată-l, când din haos face mumă, iar el devine tatăl. Deci dintr-o dată s-au introdus două elemente, muma, pământ, și tatăl. Ei, aceste două energii, acestea întrețin viața. De aici devine viața. Celulele paternale sunt de energie inversă. Eu am fost foarte uimit când am aflat. Celula mamei conține, deci este centripetă, de direcție centripetă, iar celula tatălui de direcție centrifugă, ceea ce este invers față de cele două energii ale pământului și ale cerului. Dovadă că și acolo este o înțelepciune divină în a porni viața. Momentul acela când universul, când Dumnezeu ia în primire cele două celule, se numește a fi viu. Și din momentul acela începe drumul vieții spre moarte, nu spre viață. Așa. Și pentru că nașterea reprezintă elementul central al acestei perioade, dacă ar fi să sintetizați în câteva cuvinte, în câteva propoziții, cum ar trebui să se raporteze lumea la acest moment al nașterii Domnului? Lumea trebuie să raporteze ca la o taină, dar care este fundamentală a existenței. Deci nașterea lui Iisus, întruparea, Iisus a luat trup pământesc, trup omenesc, tocmai pentru ca să fie înțeles. Și nici aici nu a fost înțeles. Pitagora, care a fost considerat și el ca un profet, a vrut să facă o lume a dreptății și n-a reușit. Iisus a venit ca să facă o lume a iubirii. Nici asta nu este completă și nu este reușită. Până când oamenii vor înțelege și nu vor mai rupe sămânța pe care Iisus a plantat-o aici pe pământ, sămânța iubirii. Și va veni vremea, dar e mult până atunci. Va veni vremea când oamenii singuri se vor spiritualiza. Eu cred în vremea asta. Atât de perfect este organizată această lume, atât de minuțios relația dintre cosmos și momentul nașterii este o relație fundamentală. În momentul când te-ai născut, dacă o anumită constelație este mai aproape de tine, toată viața, cât vei parcurge drumul ăsta spre moarte, vei fi sub acea constelație. Deci aceste relații nu le explicăm destul, și cei care citesc în stele și nu întotdeauna citesc bine. Este o relație pe care nu o înțelegem, este o taină. Și atunci nașterea lui Iisus face parte din această taină. Iisus a lăsat sămânța iubirii, Iisus a lăsat 3 lucruri fundamentale pe pământ. A lăsat iubirea, a lăsat crucea ca simbol al luptei spirituale și a lăsat suferința
ca formă a victoriei umane, a victoriei prin suferință. Și Blaga, Lucian Blaga, are o poezie superbă, chiar așa aici spune, laudă suferinței, în care spune că sunt două feluri de suferință. Una care distruge și una care unește ființa într-o ființă. Ei, asta a făcut Iisus. A trăit suferința care unea ființa într-o ființă. Și această suferință este singura legătură între noi și Dumnezeu. Deci fericirea, asta nu înțelege omul. Fericirea omului, plata fericirii, este suferința. Am intervenit de puține ori în această discuție, tocmai pentru a vă lăsa cât mai mult posibilitatea de a transmite telespectatorilor aceste mesaje interesante și binevenite. Cât pot eu să transmit, că, cum spune Sfântul Apostol Pavel, în parte cunoaștem și în parte propovăduim. Dar pentru că nu am epuizat nici măcar jumătate din ceea ce ne propusesem. Am epuizat o scamă din ce ar trebui dezbătut la televiziunile noastre în legătură cu sufletul omului. Eu sunt de acord cu marele Kierkegaard, care este considerat unul din primii patru psihanaliști ai lumii, care spune că singurul lucru pe care omul poate să-l piardă fără să-și dea seama este sufletul. Deci orice pierzi, îți pierzi un ochi, îți pierzi o ureche, îți pierzi o rudă, îți pierzi un copil, îți pierzi bărbatul, soția, le simți, le trăiești și te manifesti. Sufletul se pierde fără să-ți dai seama. Omul poate să trăiască fără suflet. Atunci permiteți-mi ca în acest final de emisiune să vedeți o invitație pentru alte ediții, iar acum, pentru că înainte de a începe această discuție mi-ați promis că vom termina cu o poezie dragă, da. Aș vrea să încheiem în această notă poetică. Am vorbit mult. Adică dorința mea ar fi ca din această discuție, care e doar o discuție și o emisiune de televiziune, să ne punem întrebarea dacă noi nu putem să ne întoarcem la Crăciunul acela frumos, la spiritualizarea asta a omului. Într-adevăr, spiritualizarea se poate face prin crearea conștiinței, dar nu mai avem timp acum ca să vorbim și despre conștiință, pentru că, de fapt, conștiința înseamnă Dumnezeu și suflet înseamnă tot Dumnezeu. Adică Gustav Jung nu făcea niciodată deosebirea între conștiință, credință și sine, eul sinelui. Erau același lucru. Deci este ceea ce Dostoievski numește rădăcina divină din om. Asta este conștiința. Când ajungi să-ți recunoști rădăcina divină, atunci ai ajuns la conștiință. Și conștiința e Dumnezeu. Și Dumnezeu e conștiință. Și relația între om și Dumnezeu e conștiință. Comuniștii 50 de ani au vrut să creeze o conștiință și n-au reușit. Și lumea a creat o conștiință la un moment dat. Dar noi acum o aruncăm. Scălăbăindu-l pe Shakespeare și pe Goethe și pe atâția mari cărturare ai lumii, în toate isprăvile astea care le facem noi pe scenă, în care omorâm omenescul, pentru că religia noastră a artiștilor este omenescul. Ei, noi artiștii ce facem? Dăm omenescul la o parte. Dând omenescul la o parte și făcând năzbâtele din capul nostru, distrugem exact sâmburile conștiinței. Și acum să încheiem tot atât de lămuriți ca și la început, nelămuriți ca și la începutul emisiunii. Așa spune și Sfântul Apostol Pavel. Și, nu știu, Democrit din Abdena parcă spunea că a fi aproape de Dumnezeu înseamnă a ști totul fără să ai nicio cunoștință. Deci niciodată nu poți să pătrunzi
taina divină. Eu am ajuns la concluzia asta exersând și văzând și întâlnindu-mă în lumea largă pe care am bătut-o de la cap la cap cu oameni care au ajuns la această credință fiind niște oameni extraordinari de erudiți, de cultivați, de doritori de a cunoaște și au ajuns la concluzia că lumea trebuie să creadă într-o putere deasupra noastră. Dacă vrei, poți să nu spui Dumnezeu, dacă nu vrei. Pentru că Dumnezeu, cum spune Sfântul Dionisie, Areopagitul, este o noțiune relativă. Dumnezeu se referă numai la relație și nu la ființa tainică, misterioasă și transcendentală a lui Dumnezeu. Acolo este puterea, nu la cuvânt, adică la nume. Și Hegel spune același lucru. Am să spun un fel de psalm rugăciune, fiind și Doamne, nu te îndepărta de noi și nu-ți întoarce fața. Că nu ne-ai fost și nu ne ești oaspete, ci părinte. Și oricât de răi și oricât de netrebnici ar fi copiii, Tatăl nu tulbură fântâna plină de lacrimi a râsului lor. Doamne, nu ne părăsi. Am batjocorit legea Ta. Am mințit și am iubit deșertăciunea. Dar știm că numai la Tine este scăparea. Ne-ești mamă și ne-ești tată. Și dacă ne-ai făcut în iubire, scoate-ne la loc larg din strâmtoarea vâltorii. Tată, ne-ai făcut din pământ cupe de vin, ne-ai dat olarului să ne ardă în foc. Ne-ai făcut harfe sunătoare și fluiere tânguitoare. Atinge cu mâinile Tale corzile sufletului nostru și suflă din nou în lemnul cântărilor noastre. Tată, de ce stai așa departe de noi și îl lași pe tâlhar să atace ca fiara în cărările dosnice? Nimicește, Doamne, limbile lingușitorilor și buzele celor care vorbesc cu trufie. Ocărăște-i pe frații noștri care vor să-și ia toată partea doar din lumea aceasta. Fă să se clatine temeliile munților, să se tulbure apele mărilor și vom alerga la Tine. Din dragoste pentru Tine ne vom urca singuri pe cruce și ne vom tăia singuri uscăciunile sufletelor noastre. Abia atunci ne vom aduce aminte de câmpurile în care am aruncat semințele primăverilor noastre, iar toamnele împăcării vor rodi din nou.